Atracția mea către drepturile omului a venit natural din contextul acela al începutului de anii 90. Era o perioadă în care discursul de drepturile omului și folosirea legii în favoarea cetățeanului era cea mai atractivă ideologie, de fapt. E și ea o ideologie pentru cei ca mine, care își doreau democrație, statul de drept în România. E adevărat, am trecut prin piața universității, iar majoritatea lumii care lucrează în drepturile omului și acum în România vine din acel filon. Școala noastră este un film care a avut foarte mult succes în festivaluri. A mers bine peste tot, inclusiv la publicul românesc. Mi-a plăcut screeningurile cu publicul românesc, sunt cele la care am stat întotdeauna. Pe de altă parte, ceea ce arată școala noastră este o problemă sistemică. E o problemă structurală în interiorul sistemului nostru de învățământ, care nu se poate rezolva peste noapte, dar care ar trebui să fie rezolvată sau măcar să înceapă să fie rezolvată cât se poate de curând. Din păcate, am văzut foarte puține progrese de când filmul a ieșit acum 3 ani de zile și foarte puține progrese în materie de desegregare de-a lungul anilor în România din 1990 până acum. Niciuna dintre reformele învățământului nu s-a ocupat practic de desegregare. Banii europeni care au venit pentru integrarea romilor nu au fost folosiți și monitorizați de multe ori cum trebuie și ne trezim aproape 25 de ani după Revoluție, în acea situație în care eram la Revoluție în ceea ce privește integrarea romilor. Pierdem capital uman cu grămada, cu ghiotura în fiecare zi. În America există în continuare segregare. În America însă există o înțelegere la nivel societal și la nivel legal în legătură cu faptul că segregarea este un lucru rău și că ar trebui să facem tot ce se poate ca să desegregăm școlile. Acum, lucrul ăsta ia foarte multă vreme, există în continuare foarte multe piedici în calea desegregării în multe, multe locuri, în principal în sud, în sudul Statelor Unite. Există piedici care sunt de ordin economic, de ordin social, există teama părinților majoritari că educația nu va fi la fel de bună într-o școală integrată cum este într-o școală care are majoritate albă, dar măcar acolo există această înțelegere la nivel societal că segregarea e un lucru rău. Nu mi este foarte clar că în România există nici măcar înțelegerea faptului că segregarea există. Sunt sute de școli segregate în România. Ministerul Educației a făcut cercetări pe tema asta, UNICEF-ul a făcut cercetări pe tema asta. Se știe, nu se știe numărul exact în continuare de școli segregate, pentru că nu toată lumea raportează toate informațiile, dar se știe că ea există la nivel instituțional. Însă dacă te duci și întrebi pe stradă, există segregare în România, mulți oameni o să zică, nu-i domnule segregare, că aia e de Africa de Sud, de America, nu în România nu avem așa ceva. Și nu este deloc adevărat. E mult mai ușor să fii regizor pentru că te ocupi de munca creativă. Și indiferent cât de grea e munca creativă, e mult mai satisfăcătoare. Ca producător, te ocupi în principal de strângerea de bani, de logistică, de toate durerile de cap. Din păcate, eu până acum, până de curând, am folosit ambele pălării, și de regizor și de producător. Și munca de producător îți înghite creativitatea. Trebuie să te lupți să scoți să te scoți din munca aceasta care este neplăcută, consopistă, plină de disatisfacții, pentru că de multe ori ceri bani, nu-i primești, încerci de mai multe ori,
e mult mai dificil să fii producător. Din ce am văzut eu în juriul în care sunt și am mai văzut câteva alte filme, ori aici, ori în alte festivaluri înainte, e o selecție foarte puternică. E o selecție foarte puternică și nu numai odată că e puternică, aproape orice festival știe să facă treaba asta. Dar e o selecție cu o identitate specială la Astra. Vezi aici filme pe care nu le vezi nicăieri altundeva. Filme care durează timp, pentru care trebuie să ai răbdare, filme care sunt de multe ori preocupate cu limbajul cinematografic în sine. E un festival special din punctul acesta de vedere. Se simte un gust central care dirigează întreaga selecție și când te duci de multe ori la filme, știi exact că vezi ceva ce merită și că îți continuă într-un fel povestea pe care o spune programul. Programul în sine întotdeauna spune o poveste. În România, în mod cert, documentarul este privit și de către CNC și de către alte instituții ca un fel de cenușăreasă a filmului. Uneori, mai rău, film e privit ca un fel de produs rezidual al știrilor. Asta e versiunea cea mai proastă a lucrurilor. E clar că documentariștii în sine nu văd acest lucru sau îl ignoră, slavă Domnului, și continuă să facă filme din ce în ce mai bune și mai multe. Pentru că la nivel internațional documentarul este din ce în ce mai mult pe același picior cu filmele de ficțiune. Este luat în serios, lumea nu mai face diferență mare între documentar și ficțiune. Dacă un film e bun, e bun, indiferent că e documentar sau ficțiune. În România, însă, lucrurile văd că încă mai durează. Felul în care sunt constituite comisiile la CNC de multe ori este o problemă, pentru că includ oameni de știri, nu includ oameni de film sau oameni de televiziune, nu oameni de cinematografie, cu toate că al doilea C din CNC stă pentru cinematografie. E păcat de Dumnezeu că se întâmplă acest lucru. Și televiziunile din România, cred că în afară de HBO, dacă înțeleg eu bine situația de aici, în afară de HBO România, alte televiziuni nu mai pun bani mulți în documentare independente. Uneori și le fac ei pe ale lor, așa cum știu ei, dar acelea sunt niște documentare de televiziune într-un anumit format care nu duc limbajul cinematografic mai departe și de multe ori nu-ți oferă acelea satisfacții estetice și emoționale pe care ți le oferă documentarele independente. Lucrez acum la un alt documentar care este într-o fază oarecare mai avansată de dezvoltare. Mai am câteva care sunt pe reșou din spate, cum se zice. E destul de dificil să spui planuri specifice de obicei, pentru că încerci foarte multe lucruri și vezi ce iese în cele din urmă. Și ca subiect, ca acces și ca finanțare. Pentru că de multe ori finanțarea determină dacă poți sau nu să faci un film. Nu lucrez de una singură, lucrez foarte colaborativ. E păcat de Dumnezeu să nu plătesc oamenii cu care lucrez și atunci depind destul de mult de finanțare.